COVID a scos în evidență multiple probleme cu care se confruntă sistemul de pensionare din Republica Moldova. Cum a fost decizia, cât de grea a fost decizia pentru dumneavoastră de a anula bacalaureatul anul trecut? Cred că a fost cea mai complicată decizie care am luat în viață. Un lucru foarte curios pe care l-am observat, studiind câteva legi din Codul Educației, a fost că articolul 41 spune că accesul la manuale este contraplată. Primele puncte ale codului spun că educația este absolut gratuită pentru toți elevii. Miniștrii sunt schimbați așa. Cum se explică acest lucru în Republica Moldova? Democrația este o formă proastă, dar mai bună, nu a fost inventată. Manualele școlare și curricula prevăd foarte multe lucrări de laborator, lucrări practice. Foarte puține școli din Republică sunt dotate cu laboratoare. În laborator, dacă nu ai omul profesorul, nu faci nimic cu el. În anul 2020 am avut pentru prima dată, în ultimii 25 de ani, o creștere a numărului de tineri specialiști care vin în școală. Pe o scară de la 1 la 10, cât de mulțumit sunteți dumneavoastră de sistemul educațional din Republica Moldova? Spre exemplu, eu mai mult de 7 nu i-aș da. E foarte greu să răspund. Eu mă închin în fața medicilor care m-au salvat inclusiv de COVID și statul spune pe primul plan la medicina. Singur pentru tine trebuie să ai întrebare. Dar ce ai făcut pentru sistem, ce ai făcut pentru colegii din presă? Bună, urmăriți emisiunea Direcția Succes, eu mă numesc Marius și astăzi vorbim cu domnul Igor Șarov, actual rector al Universității de Stat din Moldova, fost ministru al educației, fost secretar general și avem multe întrebări, sperăm să ne răspundeți interesant la ele. Funcția de ministru v-a luat așa prin surprindere prin perioada de pandemie. Cum a fost această funcție, știind că de fapt este una foarte complicată și plină de responsabilități, anume într-o perioadă de criză. Da, în primul rând, Marius, vreau să mulțumesc mult pentru invitație de a participa la emisiunea dumneavoastră. Am un sentiment de mândrie pentru generație, pentru ceea ce faceți și, în ultimul rând, să vă felicit pentru susținerea examenelor de bacalaureat, pentru că data de 26 iunie să vă aducă rezultatele pe care vi le doriți. Vorbim despre asta. Da, vorbim. Și cel de-al doilea moment, vedeți că nu vă știu scenariul dumneavoastră, și cel de-al doilea moment, felicit și cu diploma care ați primit-o de partea primarului orașului Cahul, pentru care am un respect mare și pentru care am avut o colaborare foarte frumoasă și cu siguranță că o avea în continuare. Întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, propunerea de a accepta funcția de ministru a Educației, Culturii și Cercetării m-a găsit în Germania, în orașul Leipzig, când eram pe bursă de cercetare. Am revenit după activitatea mea în calitate de secretar general al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în perioada 2017-2019. Am revenit la Universitatea de Stat, la Alma Mater. Am fost implicat în multiple proiecte științifice și, respectiv, la începutul lunii martie am plecat în Germania. Mi-a fost făcută această propunere, o propunere clar plină de responsabilitate, cu atât mai mult în condițiile de pandemie. Am primit-o pe de-o parte ca o provocare, dar pe de altă parte ca o mare responsabilitate. Mare responsabilitate că această ciumă a secolului 21, COVID-19, care a cuprins întreaga planetă, i-a luat pe toți prin surprindere. Nu a fost nimic pregătit, niciunul din statele lumii, indiferent de dezvoltarea economică, nu a fost nici Republica Moldova. După o săptămână de discuții, da, împreună cu colegii, cu familia. De altfel, familia a fost categoric împotrivă, fiindcă simțea că eu m-am întors în Albia a cercetării, ceea ce am făcut o viață întreagă. Și totuși a susținut în la urmă urmei acest demers. Vreau să le mulțumesc și colegilor mei care mi-au propus această funcție. În ziua de 16 martie am fost numit în funcție de ministru. Practica coincide cu începutul pandemiei. Sistemul educațional din Republica Moldova nu a fost, repet, pregătit ca și sistemul educațional din întreaga lume. Am fost învățați în permanență să liberăm între două principii, dreptul la educație pe de-o parte
și, de altă parte, sănătatea. După cât îl cunoașteți, încă începând cu ziua de 11 martie, dacă nu greșesc, a fost interzisă lecțiile în școli, s-a trecut la sistemul online, aceasta fiind iarăși o mare provocare. Noi vorbim în cazul nostru despre un învățământ la distanță, pentru că COVID a scos în evidență multiple probleme cu care se confruntă sistemul educațional de Republica Moldova. În special mă refer la localitățile în care lipsea internetul de o parte, lipsa de laptopuri, computere, gadgeturi și de treia, lipsa abilităților digitale. Deci, au fost trei puncte de la care a pornit calitate de ministru. O altă problemă a fost menținerea unui climat favorabil, să nu uităm, în societate și, în special, între profesorii din Republica Moldova, în care înțelegeam responsabilitatea mare la nivelul fiecărei decizii care a fost primită. Clar că examinam experiența altor state ale lumii care se confruntau de aceeași problemă, diferența de derivă și din nivelul de dezvoltare a statelor respective, situația în care ne aflăm noi în Republica Moldova, cele trei probleme care au fost enunțate, erau discutate fie pe interior la nivelul Guvernului Republicii Moldova, fie în discuțiile cu partenerii noștri de dezvoltare, care vreau să profit de această ocazie, au susținut enorm Republica Moldova. Au susținut enorm nu numai în domeniul educației, dar și în ceea ce privește problemele legate de sănătate, multiplele acțiuni în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii, Protecției Sociale, măștile donate, aparatajul, susținerea de partea Guvernului Statelor Unite ale Americii, a Uniunii Europene, a Statelor din Uniunea Europeană, a României în particular, a fost o contribuție enormă pentru sistemul nostru educațional. Dar în ceea ce ține de cultură, pentru că Ministerul era și a culturii și al cercetării. Da, Ministerul de Educație, Culturii și Cercetării, oamenii din cultură, cred că au fost unii din cei mai vădăviți în perioada dată. Au fost închise teatrele, au fost închise bibliotecile. În această perioadă, una dintre preocupările noastre principale a fost păstrarea salariilor pentru toți membrii, acesta nu a fost suficient. Acesta nu a fost suficient de ambele părți, a lovit în artiștii liberi, în profesioniști, a lovit în cei care sunt împătimiți pentru cultură, n-au avut posibilitatea consumatorii să consume un produs cultural, iar pe de altă parte, oamenii din domeniul culturii, fie din teatru, fie din biblioteci, din muzee, din organizațiile concertistice, au suferit enorm. Din discuțiile care am avut cu colegii, au lăsat o amprentă foarte, foarte mare. Același lucru trebuie să-l spunem și despre cei din domeniul sportului care au fost nevoiți să se acomodeze la noile realități și totuși rezultatele care le avem acum la moment și participarea unui număr destul de mare a olimpicilor din Republica Moldova care au primit cotele la Olimpiadă, ne vorbește despre un lucru că avem sportivi foarte talentați care au putut nu numai să supraviețuiască COVID-ul, dar și nu pierde din performanțele lor sportive. Fiindcă suntem la subiectul culturii, la sfârșit de primul val al pandemiei, prin mai-iunie 2020, deja erau deschise majoritatea supermarketelor, hipermarketurilor, însă teatrele și sălile de concert și așa mai departe încă erau, rămâneau închise. Problema se punea dacă erau într-adevăr centrele culturale, un focar de COVID sau hipermarketurile și supermarketurile. Da, discuțiile asupra problemelor au fost în permanență în societate și noi ca și reprezentanță Ministerului Educației, Culturii și Cercetării depuneam în permanență eforturi considerabile pregătind proiecte în colaborare cu colegii de la Ministerul Sănătății Protecției Sociale pentru Comisia de sănătate publică în situație excepțională. Proiecte pentru deschiderea teatrelor, proiecte pentru deschiderea bibliotecilor, muzeilor și dacă observați, lucrurile s-au produs gradual. Deschiderea bibliotecilor, deschiderea muzeilor, timpul va arăta în ce măsură lupta aceasta noastră, dacă pot să o numesc, a Ministerului, cu toată doză de relativitate. O utilizez, noi ne doream să fie deschisă, dar în același timp, noțiunea de incertitudine ne-a
urmărit de fiecare dată în pașii pe care i-am întreprins și colegii de la Sănătate Publică, în permanență, erau foarte sceptici, fiindcă este vorba, pe de altă parte, și de viață omenească. În momentul de acum, când se deschidea una din instituții de teatrale, observam anumite focare care apărea. Timpul nu mai demonstra în ce măsură au avut sau nu am avut dreptate. Cu atât mai mult se examina foarte mult experiența și a altor state în această urmări idei. Vorbesc, de exemplu, la România, statul din Uniunea Europeană, cu care mult în permanență de cum au un contact vis-a-vis de acest subiect. Dar urmările au fost resimțite și se vor resimți în continuare. Cum a fost decizia, cât de grea a fost decizia pentru dumneavoastră pe o scală de la 1 la 10, de an la bacalaureatul anul trecut? Marius, chiar vă mulțumesc pentru această întrebare. Cred că a fost cea mai complicată decizie care am luat-o în viață. Nu numai eu, în mod personal, fiindcă atunci când vorbeam cu colegii mei din guvern, înțelegeam prea bine că această decizie trebuie să fie promovată ulterior și în Parlament. Și ne-am gândit foarte mult la problemele educației versus sănătate și a prevalat până la urmă urmei momentul legat de sănătate. Spun eu că cea mai complicată decizie, eu mi-aduc aminte pe zile, începând cu prima zi de mandat cu data de 16 martie și până pe data de 12 mai, atunci când am anunțat la briefing de presă că vom propune guvernul și ulterior un proiect de lege în Parlament pentru anularea examenilor de bacalaureat, mă simțeam într-o situație în care parcă trădam interesul copiilor buni de Republica Moldova. Dacă vreți să utilizați o frază mai, fără să o frază mai popasă, Bacul este un fel de simbol și de luptă împotriva corupției la o generație. Da? Bacul este o posibilitate de a-ți verifica forțele personale. Dar atunci când am pus la cântar, mă bucur că mă susținerea atât a primului ministru din Republica Moldova, a membrilor Consiliului Cabinetului de Ministri, cât și a parlamentarilor care au înțeles necesitatea acestui pas. Foarte greu să primesc aceste decizii și acestea au fost raționamentele principale care m-au făcut să o primesc. Anul acesta s-a dat bacul. Cum vi s-a părut organizarea lui? Nu în funcție de ministru. În primul rând, eu vreau să salut această decizie. Bacul în acest an a avut loc. A fost o decizie rațională, fiindcă noi, pe parcursul acestui an, noi ne-am învățat. Da. Noi ne-am învățat să luptăm cu COVID-ul, da. Chiar dacă nu au fost soluționate multiple probleme de care am vorbit, legate de tehnică, de calcul, de internet, unde localități, da, lipsa de testelor digitale, dar efortul a fost considerabil pe parcursul anului trecut. Au fost încheiate memorandumuri cu giganții mondiali, cu Google și cu Microsoft, în calitate de ministru, parcursul verii. Au fost alocate 20 de milioane de lei pentru procurarea a tehnicii de calcul din partea Guvernului Republicii Moldova, alte 4 milioane de dolari din partea proiectului prim a băncii mondiale, care până la urmă au ajuns în școlile din Republica Moldova, chiar acum au ultimele zile, ca rezultat a eforturilor depuse în vara anului trecut. Ca să vorbim ca comparație, să creeze o imagine adecvată de respectorilor cât și pentru dumneavoastră, începând cu anul 2007, nu au fost făcute investiții în ceea ce privește proveniente legate de tehnic de calcul pentru școlile din Republica Moldova. Și o radiografie făcută în Republică a arătat lipsa lor 28.000 de computere școlii necesitățile vitale care sunt. Acesta a fost o linie, plus ținerea partenerilor dezvoltare pe care am avut. Lista este una mult prea lungă, dacă nu vă spun, și cifrele s-au memorizat, fiindcă este altceva de consentiment de cunoștință pentru susținerea în această perioadă complicată. Și credeți că a fost eficientă învățarea în anul ăsta de studiu 2020-2021? Niciodată nu pot spune că e eficientă. În comparație cu anii pre-COVID. Marius, eu aș mai detaliza și mai mult întrebarea dumneavoastră.
Una că nu a fost mai eficientă, este clar de la sine, pentru că nimeni și niciodată nu se poate să înlocuiască prezența fizică în clasă, fie în auditoriu la studenți. Dacă vreți să ajungeți pe categorii, cei ce am simțat copiii din clasă de primare, 1-a, 4-a, pot să nu-i copil din clasa 1-a, să-i creeze abilitățile de a scrie, de a citi de la distanță, este practic imposibil și așa să sutrage și părinții de la activitățile lor. Dar în același timp, comparând cu faptul că copiii de clasa 4 nu trebuie să dea un bac... Decizia cu clasa 4 pentru mine a fost cea mai simplă, să spun. Evident. Dar, fiind că nu este altceva, nu poate fi comparat cu examenele din clasa 9, cu examenele de bacalaureat, categoric vreau să vă spun că nu a fost mai eficient în comparație cu perioadele precedente, dar aceasta a fost situația în cadrul unui război, în care trebuie să ne acomodăm și cred că mai mult dumneavoastră ați putea să-mi spuneți mie, dar în timpul unui absolvent acum liceului din clasa 12, cum a fost, chiar dacă în clasa 12, dumneavoastră deja fiind într-un centru raional din Cahul și avem toate posibilitățile, poate posibil în procesul educațional a trecut mai ușor peste anumite bariere, de ele difiere una, de la școală la școală, de la localitate la localitate. Realitatea era că mulți profesori din, pe parcursul acestui an au fost și bolnavi de COVID și lecțiile nu erau, ba erau fizic, ba erau online, ba erau combinate. Respectiv nu a fost eficacitatea pe care ne-am fi dorit-o și eu, de exemplu, nu am reușit să asimilez toate informațiile oferite. Sunt de acord cu dumneavoastră și dumneavoastră confirmați tezele enunțate de mine anterior. Într-o situație tot complicată au fost și universitățile, dar a fost un moment benefic pentru universități. Noi de mult vorbeam despre trecerea la lucruri la distanță, despre începutul procesului de digitizare sau continuare acestui proces. Și aceasta, în calitate director al Universității de Țara Moldova, acum pentru moment, este una din prioritățile mele principale. Cum este mai comun? Ca rector sau ca ministru? E complicat de spus, e responsabilitate și ca ministru și ca rector. Trebuie să îndreptățești votul acelor care își doresc schimbarea la Universitatea de Stat din Moldova. Și atunci când privesc sistemul educațional sau universitatea de stat în contextul a schimbărilor care inevitabil trebuie să se producă în Republica Moldova, mă refer la reforma învățământului superior care am inițiat-o în vara anului trecut, la baza la care am pus trei componente principale. Prima, aprobarea noii metodologii de finanțare per student, care banul merge după student. Cea de-a doua, începutul unificării universităților de stat existente, că aveam mult prea multe. Un lucru foarte curios pe care l-am observat studiind câteva legi din codul educației a fost că articolul 41 spune că accesul la manuale este contraplată a elevilor. În același timp, primele puncte ale codului spun că educația este absolut gratuită pentru toți elevii, pentru beneficiarii direcți. Respectiv, aceste puncte se bat cumva cap în cap. Cum se explică acest lucru în Republica Moldova? Știu că nu se practică această metodă, știți, la jurnalist ca răspuns la întrebare. Cu o întrebare pentru dumneavoastră. În ce clasă dumneavoastră ați plătit? Cam în toate, până într-o 12. În clasa 10, 11, 12. Până la 9 ați plătit? Pare mi se da. Dumneavoastră mai verificați odată în prospătațele. Este o sistemă de închiriere a manualelor, încă plată, adică este una simbolică și dacă au fost puse regulile jocului pe parcursul anilor, de atunci când a fost creat fondul pentru manuale care era responsabil de acesta, clar că visul nostru trebuie să fie toate și pentru toți manualele gratis, inclusiv de ciclul liceal, dar realitățile vieții sunt altele. Și acest punct adică politicienii în campanie electorale, adică promit majorări de salarii pentru profesori de, și multiple alte lucruri, atunci când ajungi, ești nevoit să reieși din dezvoltarea economică a țării. Și trebuie să fim conștienți. Și acești bani se duc inevitabil la țară sau banii plătiți de către elevi pentru alena manualelor? Nu, ei se duc pentru republicarea manualelor, iarăși, în continuare. Este o evidență strictă la fondul pentru manuale, pe lângă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care ei sunt în circuit, în permanență. Acest punct a fost declarat neconstituțional în 2016, din câte știu eu. Și realitatea? De ce se întâmplă asta? De ce? Că e lipsă de resurse financiare.
și cum putem să eliberăm elevii de această plată ca să nu se simtă unul cioara albă în... Trebuie în calitate de cum de ministru să luptăm pentru acest să fie scos. Dar de fiecare dată să ajunge la Ministerul Finanțelor și respectiv nu sunt bani în buget. Manualele școlare și curricula prevăd foarte multe lucrări de laborator, lucrări practice. În condițiile în care foarte puține școli din Republică sunt dotate cu laboratoare dedicate chimiei, biologiei, fizicii, cum se pot organiza astfel de lucrări dacă nu există aparate necesare pentru realizarea lor? Da, foarte bună întrebare și îmi scoate în evidență două momente. Prima, lipsa de laboratoare. Pe de altă parte, o scădere constantă a numărului de profesori, în special în domeniul științelor exacte. Este o lipsă acută a profesorilor mei de fizică, de matematică, de informatică în Republica Moldova, pe de-o parte. Cum poate fi soluționată această problemă? Doar prin schimbarea atitudinii față de cadrul didactic. Statutul cadrului didactic trebuie să schimbat. Să nu fie privit cu despreț din societate. Cum poate fi făcut acest lucru? Una, majorarea salariilor, da, a profesorilor, pe de-o parte. Pe de altă parte, prin utilarea laboratoarelor. Haideți să încerc, nu numai să generalizez întrebările, trebuie să spun ce am făcut personal, fie în calitate de secretar general al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, fie în calitate de ministru. Atunci când a fost privită deja 270 salarizări, în 2018, am promovat tinerii specialiști, da, în școală. Numărul de tineri specialiști în școală a fost în scădere constantă. Dar până atunci avem primul an, ca efect a reformelor întreprinse în anul 2018, în anul 2020 am avut pentru prima dată, în ultimii 25 de ani, o creștere a numărului de tineri specialiști care vin în școală. Fiți atenți la cifre. Și clar că este insuficient. Ce i-a făcut pe tinerii specialiști să opteze pentru profesia de... Salariu. Nu numai problema legată de salariu, se vorbește de un pachet întreg. Primul moment. O indemnizație de 120.000 de lei, care primește în primii 3 ani de activitate, de 6.000 de euro. 2. Accesul la prima casă 2, în care statul îți plătește jumătate din prețul acasei sau apartamentului, în condițiile când activezi în școală. Această sumă trebuie să întoarsă timp de 25 de ani. Al treilea moment, micșorarea numărului de ore pentru tinerii specialiști, de la 18 la 14 ore pe săptămână, salariul rămâne de același. 4. Majorarea propriu-zisă a salariilor, care era undeva de 3.000 de lei până la 5.100 de lei. Dar aceasta a fost pentru categorii. Această reformă trebuia continuată mai departe, în maniera în care s-a procedat cu majorarea salariilor pentru medici. COVID a scos în evidență rolul medicului în societate și atitudinea a noastră față de această categorie și eu mă închin în fața medicilor care m-au salvat inclusiv de COVID în luna decembrie, fiind bolnav împreună cu soție și trebuie să fim în permanență recunoscători și statul se pune pe prim plan medicina. La cea de-a doua parte, majorarea salariilor profesorilor și subiectul legat de laboratoare, propriu-zis, ca să revin la desul într-un complex de idei, el nu vine numai cu laboratorul. În laborator, dacă nu ai omul profesorul, nu faci nimic cu el. Și credeți că nu există profesori care se descurcă în laboratoare? Nu, nu sunt suficienți. Încă în anul 2017 am dus de discuții asupra unui proiect la Banca Mondială, în cadrul proiectului prime, în care 180 de laboratoare de fizică, de biologie și de chimie vor fi dotate cu laboratoarele cele mai performante și licitația, după cât cunosc, trebuie să fie începută acum, cred că în luna septembrie deja, așa, cred că la sfârșitul anului viitor, în 180 de școli din Republica Moldova vor beneficia de aceste laboratoare. Inclusiv cele de 23 de școli în care a fost făcută reparație între 800.000 de euro și 1.000.000 de euro, în care intri astăzi la țară sau în centru raional și ești uimit de condițiile în care se află. Uitați-vă, școala de la Sălcuță, spre exemplu, de la Ionu Căușeni, de la Costești Răștani, de la
Rezieni Ialoveni, care că nu sunt terminate reparațiile, de la Alenii Noi, din Soroca, din Strășeni, de la Cahu, la Curebăș. Așa. Da? Școala a beneficiat, dacă mă bărcesc, între 800 de mii și 1 milion și în afară de aceasta, pe lângă reparația care este nefăcută, va fi dotată și cu, și cu laboratoare. Ce am făcut noi? V-ați întrebat dacă este suficient? Nu este suficient. Acest lucru trebuie continuat mai departe și eu înțeleg foarte multă responsabilitate că sunt în a treia generație din pedagogi. Mandatul de viceministru, secretar general, ministru, este un mandat scurt, plin de responsabilitate și știi că te întorci înapoi la colegii din Breasla ta și tu singur pentru tine trebuie să ai întrebare. Dar ce ai făcut pentru sistem, ce ai făcut pentru colegii din Breasla? Și acum întrebare, dar ce este funcția de ministru așa de ușor modificabilă? Și ministrii sunt schimbați așa? Acest lucru numai Republica Moldova este un rezultat a unui exercițiu democratic, este în întreaga lume și trebuie să suportăm acest exercițiu. Cum spunea Churchill, democrația este o formă proastă, dar mai bună, nu a fost inventată de nimic. Faptul de cum a parcurs perioadei ultimilor 2 ani, 2019, n-am avut 4 ministri consecutiv. Contează altceva de cum să fie o viziune foarte clară unde vrem să ajungem sistemul nostru educațional. Da? Să fie continuitate în reforme care poate să fie îmbunătățite, dar principalul meu pare să fără de schimbarea atitudinii față de educație, unde nu numai cuvinte trebuie să spunem că educația este o prioritate, dar să încercăm să contribuim la dezvoltarea economiei, că dacă nu vedem la dezvoltarea economiei, nici nu poate să fie o resursă financiară pentru a fi îmbunătățit lucrurile în sistem. Ministrul actual a declarat recent că nu există, la întrebarea de ce nu se împarte Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, iarăși în educație, cultură și cercetare aparte, nu sunt bani. Nu sunt bani. Nu comentez declarațiile și acțiunile nici a unuia din ministri și nici a unuia din rectori, să zicem. Da? Trebuie respectată oricare din opinii și noi fiind în funcție de ministru, da, când vii, îți expui punctul de vedere și încerci să-l materializezi, fără de frază declarativă. Una a declarat și a doua de a realiza în practică. Dacă să vorbim despre eficacitatea a trei domenii într-un singur minister, cât de... De la faptul că creăm trei ministeri, o altă întrebare vă dau eu dumneavoastră, o să schimbi situația a oamenilor din domeniul sportului, culturii, educației, tineretului și mai adăugați încă situația și a oamenilor de știință. Numai bine investim resursa financiară în domeniile respective, că se facă mai atractive fiecare din aceste domenii. Ori dacă vorbim de funcționarii publici, în echipa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării sunt foarte mulți funcționari buni. Ministerul este unica entitate care este abilitat să facă politici. Da? Nouă ne trebuiesc legi bune, ne trebuiesc hotărâri de guvern, ne trebuiesc decizii de Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Și dacă cineva mă convinge că crearea unui minister sau a două ministere, dublarea sau triplarea funcționarilor publici va duce la o creștere a intereselor pentru fiecare domenii, da? Din punct de vedere a bugetului. Atunci putem să discutăm. Vreau să înțeleg, chestia asta este legată de finanțele care sunt necesare pentru a crea trei ministeri aparte. De ce s-au unificat, de fapt, ministerele? Marius, majorarea numărului de funcționari publici. S-a ducă la îmbunătățirea situației oamenilor de domeniul culturii, da? În domeniul sportului, a științei, a educației? Aceasta ar fi întrebare la care trebuie să găsim un răspuns. Noi adesea lansăm frază foarte pompoasă, populiste, arătând printr-o predilecție pentru domeniul sau altul. Pentru domeniul culturii, eu reprezent, păstrez relații foarte bune cu reprezentantul acestui domeniu și am trăit împreună cu ei alături această dramă a COVID-ului și a situației în care s-au aflat. E complicat să primești decizii atunci când te afli la conducere. Eu aș opta mai mult pentru majorarea bugetelor pentru domeniile respective. Pentru domeniul educației, pentru domeniul culturii, pentru domeniul științei.
Guvernul, ați menționat că face politici educaționale, dar guvernul poate decide, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, să organizeze mai multe profiluri liceale pentru școlile din țară. De ce nu se face acest lucru, știind că este așa o lipsă de alegeri pentru elevii care absolvă clasele a noua? Aveți perfectă dreptate și această problemă trebuie să fie pe agenda a fiecăruia din noi ministri, fiindcă noi avem licee foarte bune, specializate acum, la moment, în Republica Moldova, dar care nu acoperă întreaga gamă. Spre exemplu, liceul Rachmaninov și liceul Porumbescu, în ceea ce privește muzica. Da? Ori colegiul de coreografie, da? Ori colegiul de arte. Lista aceasta poate fi continuată. Colegiul de la Soroca, colegiul de muzică de la Belz, acesta la domeniul culturii, mă refer. Ori mai vorbesc de centru de excelență Neaga, care este o adevărată pepinieră de cultivare a tinerilor talente în Republica Moldova. Niște profesori extraordinari, o bază materială care cum o să îmbunătățesc cu sprijin, apropo, tot a partenerilor noștri de dezvoltare, un proiect în care s-au făcut investiții în centrele de excelență din Republica Moldova. Asta e pe de o parte, dar pe de altă parte eu aș opta și am fost întotdeauna adeptul diversificării a obiectelor și a posibilităților care se referă liceenilor, indiferent de profil sau nu, chiar la licee de simple. În luna iunie anul trecut, noi am trecut prin Comisia Națională pentru Examen în jur de 10 sau 11 curiculi care veneau să ofere multiple posibilități. În momentul când ajunge în clasa 10, de asta, de cum trebuie să știți că aveți obiectele principale, de asta să sunt limba română, limba străină, informatica și matematica. Da. Deci, din start, aveți un număr de ore pentru realizarea obiectivelor care s-au propus. De ce îl susțineți? Că vă trebuiește diploma de bacalaureat. Da, mergi spre realizarea acestui obiectiv. Am introdus auto în școală. Da. Le dăm posibilitatea celor care vor curs teoretic să-l treacă tot în școală din contul a orilor care sunt. De ce? Ne dorim foarte mult abilitățile practice și diversificarea acestora. Aveți diploma de bacalaureat pe de-o parte, de cei 4 examene, dar să aveți posibilitatea să mergeți la cursuri de limba străină, că susțineți un examen TOEFL, da, sau un Cambridge, al susțineți, dar sunteți scutit deja de un examen. Deci puteți să fiți scutiți de acest examen, vă rămân 3 și mai aveți încă un certificat. La terminarea studiilor aveți un certificat de bacalaureat, aveți un certificat de cunoaștere unei limbi străine, aveți eventual un certificat de automobilului, din codul orilor care sunt plătite de stat și numai acea practică susținută la școli de auto. Și acum, dacă de divizat profiturile, de exemplu, știu că în România există științe ale naturii, mate info, limbi și științe socio-umane. Deci sunt 4 profile la liceele din învățământul general. Nu se poate crea acest lucru și în Republica Moldova? El, în principiu, de cum există. Eu m-am îndemnat, spre exemplu, în domeniul culturii. Numai situația este complicată din alt punct de vedere. Cifrele acum, sigur, sunt altele, dar informația pe care avem în urmă 2 ani, din cele 300, peste 300 licee care existau în Republica Moldova, doar 180 licee corespundeau codul educației. Ceea ce ar fi însemnat că să fie minim 2 clase. De regulă, să oferă posibilitatea de o clasă umanitară și una reală. Da. Alte 90 de clasă aveau doar o singură clasă, se încălca codul educației și printr-o decizie a unui ordin a unui ministru, li se permitea cu singură clasă să continue activitatea în liceu. Există principiul libertății de gândire în școală, în învățământ, și atunci se propun așa obiecte cum ar fi, de exemplu, religia în școală, care cumva, de asemenea, contrazice acest punct. De propria experiență, în clasa 6 sau a 7, pare mi se că la început de an elevilor li se dă opțiunea forțată să aleagă un curs opțional.
care ar fi? Opțiunea e ok, forțată, categoric nu. V-am spus, sunt adeptul categoric al diversificării programelor și oferire de multiple posibilități. Așa cum sunt diferiți oameni, sunt diferiți profesorii, da? Sunt diferiți elevii, sunt diferite școlile, studiile case sunt peste tot. Poziția mea, dacă mă întrebați, este una fermă. Opțiune, da, forțat, categoric nu. Și o întrebare pe final. Pe o scară de la 1 la 10, cât de mulțumiți sunteți dumneavoastră de sistemul educațional din Republica Moldova? Întrebare foarte, cât de simplu pe atât de complicată. Da. Și cât de simplu pe atât de complicată, e foarte greu să răspund. Pe de parte, avem foarte multe carențe în sistemul educațional, care sunt de situația materială în școli, da? Situația cadrului didactic, a statutului cadrului didactic, dar în același timp avem copii extraordinari, după 12 clase, care fac față cerințelor atât în sistemul educațional din Universitatea Republica Moldova, cât și plecând peste hotare, în România sau în Europa, care ne duc fain. Sunt extraordinari. La ce concluzie putem să ajungem? Nu trebuie niciodată să căutăm cine este vinovatul. Ori de la Lenin și Cernășevski încoace, aveau lucrările ce-i de făcut. Da. Să nu căutăm cine e vinovat, dar ce-i trebuie de făcut în continuare. Eu sunt un adept al percursului european al Republicii Moldova, convins. Înțeleg foarte bine că competitivizarea programelor de studii, oferirea multiplor posibilități, spre exemplu la universitate, prin programele Erasmus și multiple altele, este o cale care trebuie să fie urmată. Mulți critică sistemul de la Bologna, dar în același timp, imaginați-vă dumneavoastră, acum ca absolvent, la clasa 12, aveți atâtea posibilități. Una, să optați pentru o universitate din Republica Moldova. Doi, să mergeți în România. Trei, să mergeți în Statele Unite ale Americii. Patru, să mergeți în una din statele europene. Și atunci când e sistemul unificat de 3 plus 2 plus 3, nu mai multe beneficii sunt acordate pentru toți. Sigur. Primul moment, cel de-al doilea, aveți 3 ani la licență în care puteți un master să legiți în oricare alt domeniu, pentru că nu știți sigur care este viitorul dumneavoastră. Este o decizie foarte complicată, de altfel. La copiii mei, spuneam, primele decizii de semestru care puteți să vă consultați doar cu mine, dar mai mult ca atât, asta este la ce facultate mergeți, este decizia dumneavoastră și cine va fi viitoarea consoartă, da, în care vă alegeți dumneavoastră viitorul. E complicat de spus la capitol legat de note și de ce nici nu vreau să mă propun. Întrebarea este mult prea diversă, mult prea complexă. Încercam între timp de acum să găsesc anumite repere din ce punct de vedere și e foarte complicat. Și cât de simplu pare dumneavoastră, e foarte complicat. Spre exemplu, eu mai mult de 7 nu i-aș da. Vă respect decizia. Okay. Eu aș opta pentru mai multe direcții în cadrul unui sistem educațional din Republica Moldova. Da, adevărul că trebuie să căutate soluții și probleme. Și credeți-mă, oricare din ministri care vine în funcție, da, indiferent de culoratura politică, din partid, din ego personal, ori din faptul că tu adevărat iubește sistemul educațional, își dorește o schimbare, dar el este prins de mai multe circumstanțe și mai mulți factori, punct cei de punct de vedere financiar. Dar, repet, o dată mare lucru acesta, mi-aș fi dorit să punctul final să fie la această emisiune și pe să permiteți schimbarea atitudinii față de cadrul didactic. Și dacă mă refer la celelalte componente ale Ministerului, de la cuvintele cultură trebuie să fie o prioritate, trebuie să trecem la anumite acțiuni, pentru că este imposibil de imaginat dezvoltarea culturii fără investițiile din partea a statului. Noi vorbim despre dezvoltarea științei și, în același timp, este unul din domeniile care este unul cel mai subfinanțat de către stat. Reformele sunt inevitabile, dar nu trebuie să fie reforme pentru reforme, dar să fie asigurate din punct de vedere financiar și să aibă continuitate. Sperăm așa să fie. Vă mulțumim. Da, vă mulțumesc eu. Sperăm că vorbile noastre să fie cât mai aproape de adevăr, cât mai degrabă. Și noi, prieteni, ne vedem în următoarea ediție. La revedere!